Tragedia filmului video cu 4 morți din Săraci. Totul a început după ce fosa septică locală a fost ruptă de observația editorială la 21.07.2022, ora 19:22. Tragedia în comună din Merses. 4 persoane au fost ucise, inclusiv primarul și fiica sa. Totul s-a întâmplat după ce o persoană locală a fost deteriorată și un vecin a venit să le ajute. Bărbatul a fost rănit de gaz otrăvitor și leșinat. Alți 3 localnici au sărit pentru a-i ajuta, dar au încheiat același lucru. Medicul a străduit să-i salveze. Publicitate. Vezi și el. Tragedia a avut loc într-o comună din Mureș. O persoană locală a fost ruptă, așa că a chemat un vecin pentru ajutorul său. O clipă a crezut că nenorocirea lui a suferit. Omul de 45 de ani a scăzut într-un bine de 3 metri pentru a finaliza situația. La un moment dat, a fost rănit din cauza aburului toxic. Publicitate. Cu disperare, proprietarul a sunat la 112. Până la sosirea echipajului, primarul, care a trăit, a sărit în ajutor. Primarul a intrat în suflet, însoțit de fiica sa. Amândoi au intrat în fosa, dar nu au ieșit. Când a văzut că nu are semne despre ei, a venit și proprietarul fosa, încercând să le ia pe fată. În scurt timp, și a pierdut cunoștința. 10 de minute au străduit să le salveze. Valeria Georgiana Oltean, un purtător de cuvânt al problemei Mureș, intervenția dificilă a unei camere de intrare foarte restrânse într-un fosa septic, dar victimele au fost extrase imediat. Doar proprietarul a răspuns la manevra de resuscitare. Elicopterul SMURD-LE a dus la spitalul din Târgu Mureș. A murit câteva ore mai târziu. Postoca Bogdan, UPU SMURD Târgu Mureș, 4 victime, găsite în fosa septică, toate cele 4 la oprirea cardiorespiratorie. Am început resuscitarea, prima victimă care a fost mutată a fost mutată la spital, alți 3, din păcate, după ce au fost declarați morți 50 de minute. Oamenii din comună nu cred ce s-a întâmplat. Local intră, nu știu ce fac, vor să curețe ceva. Local a venit la un vecin pentru a ajuta vecinii. Dumnezeu știe. Publicitate. Local s-a dus să curețe, că canalul de apă a fost blocat. A pus scările și a coborât. Și a leșinat. Biroul Xaba este primarul din 2016 și are 2 fiice, 14 și 32 de ani. Monica, persoana care a găsit sfârșitul, tocmai a fost căsătorită și a avut un copil mai puțin de un an. Fost primar, întreaga comunitate a fost complet distrusă. Pierdere mare. Local, ne pare foarte rău. Nici măcar nu am dormit azi.